Acest campionat este și un criteriu de selecție pentru loturile naționale. Chiar dacă sunt deja formate, pot apărea surprize din partea unor sportivi care pot intra în vederile selecționărilor. Avem deja un sportiv calificat la Jocurile Olimpice, este vorba de Alin Alexiuc la greco-romane. Noi mai avem 3 turnee de calificare pentru Jocurile Olimpice, 2 în luna aprilie și 1 la începutul lunii mai. Avem deja un sportiv calificat în urma campionatului mondial din toamna anului trecut, Alexiuc Alin, la lupte greco-romane categoria 97 de kg. Mizăm pe încă 3-4 sportivi pentru calificări, să se califice, și sperăm într-o medalie la Jocurile Olimpice pe care ne-o dorim de ceva timp, din 1992, de la Jocurile Olimpice de la Barcelona. Prin Ion Grigoraș, medalie de bronz la lupte greco-romane, România nu a mai avut medalie olimpică. Luptele sunt bine reprezentate la Craiova. S-a construit o sală modernă în urmă cu 2 ani, iar în 2015 Federația a hotărât să aducă în bănie Centrul Olimpic pentru Copii și Juniori. Rezultatele noastre sunt destul de bune la această secție, la secția de lupte. Numai în anul 2015 am avut sportiva anului și sportiva județului la categoria, să zic, sportivul anului. De asemenea, s-a înființat un centru olimpic de juniori. Pentru noi este un lucru bucurător că s-a înființat acest centru. Liceul sportiv sprijină tot ce înseamnă sport de mare performanță. Craiova va fi reprezentată la campionatul național de lupte de 13 sportivi. CESE Universitatea are 8 sportivi, mulți dintre ei componenți ai loturilor naționale. 3 dintre ei sunt campioni în titlu, este vorba de Mădălin Mânzală, Ionuț Moise și Alexandra Angel. De la CSM Craiova vor concura 5 sportivi. Florin Bobog la lupte greco-romane, iar la lupte libere, Miruna Stângă, Ana Maria Stoian, Amalia Doană și Andreea Ciurezu. Avem acel centru olimpic unde avem și sportivi de-ai noștri componenți. Este o zonă bună și o pepinieră bună orașul nostru și ne bucurăm de încrederea acordată de Federația Română de Lupte în organizarea acestor competiții, inclusiv Balcaniada din octombrie. Programul campionatului național de lupte este următorul. Sâmbătă între 9 și 13 calificări, între 16 și 19 finale. Duminică între 9 și 13 calificări și finale. Intrarea publicului va fi liberă. În luna octombrie, tot la Craiova, se va organiza campionatul balcanic de lupte pentru juniori.